La Consiliu recent au răsunat din nou fel de fel de acuzații. Prin presă mai apare din când în când, din partea la unul, din partea la altul. Eu aș vrea, pentru că noi ne întâlnim fiecare luni, avem ședință, aș vrea ca informația, în primul rând, să iasă de aici și să plece de aici mai departe. Pe vremea comuniștilor era o abordare de tipul ăsta, domnul Becciv, domnul Modârcă, domnul Șarban, în special, parcă mai fost și alți colegi, când dosarele erau folosite pentru a face presiune. Comuniștii s-au dus, dar nu știu dacă s-au dus și apucăturile odată cu ei. Apucăturile, după cum se vede, au rămas. Pe atunci, percepția societății era că dacă este deschis un dosar penal, este o răfuială, este o presiune asupra, o intimidare a unei persoane sau unui funcționar, a unui șef de întreprindere sau, mă rog. Acum percepția se dorește a fi cum e dincolo de Prut, că e lupta cu corupția, e lupta cu abuzul de putere, traficul de influență și așa mai departe. Despre deschiderea de dosare penale și de oricare alt gen, noi știm, sau personal, mă rog, lucrurile au pornit în felul ăsta încă din 2007 de la bun început. Ba erau 6, ba erau 8, ba erau nu știu câte. Periodic, diferiți colegi sunt chemați la diferite entități, procuraturi, Centrul Național Anticorupție, nu mai știu, alte subdiviziuni, Ministerul de Interne. Totuși ar fi bine noi de aici să, una, că discutăm noi între noi de acum la telefon sau în ședințele care le avem, dar este bine și în ședință să fie spus. Dacă dintre dumneavoastră cineva are ceva de ascuns, pe undeva știe că a călcat strâmb, a greșit, mai bine să spună, să își asume lucrul ăsta, vedem cum gestionăm situația, fie suspendare, autosuspendare din funcții până la clarificare, asta în cazul în care, într-adevăr, este undeva o abatere, în cazul în care dosarele sunt cusute cu ața albă și respectiv se dorește compromiterea unei persoane sau mai multor persoane și pur și simplu spunem așa, discreditarea lor, pentru că asta convine politica altcuiva, cu atât mai mult lucrurile trebuie spuse aici. Mai ales dacă sunt date, se schimbă statutul persoanei în timpul procesului. De la corect e suspect, la noi este bănuit că, mă rog, terminologia veche, arhaică. Bănuit sau suspect, cum ar fi corect, mai departe, invinuit sau inculpat, iarăși cum ar fi corect. Termeni juridici. Și atunci, plus persoane care sunt, eu știu, în contact cu subdiviziunile noastre. Fie că este vorba despre companii, contractante și așa mai departe. Noi până acum, chipurile, am văzut că ne bucuram aici în sală când enunțam lista de proiecte, nu? Parcă așa era o înviorare. Fiecare vrea să spună. Dar dacă pentru asta fiecare primește câte un dosar penal, vă mai trebuie să rezultatele astea? Mie, de exemplu, nu. Fără supărare. Dar dispare motivația de a lucra în condițiile în care pe loc gol sau pe temir ce îți ești cusut un dosar pentru a face chipurile justiției. Nu are sens. Dacă nu facem nimic, măcar nu avem dosare. Dacă tot facem ceva, măcar să avem mulțumirea că am făcut un lucru bun. Că dacă faci un lucru bun și te alegi cu un dosar penal, este mai rău decât dacă nu ai face nimic. Decât înțeleg că România este așa o mod, acum n-are rost mai te apuci de vreun proiect, că oricum te trezești la pușcărie. Însă, pentru a putea face față unor asemenea presiuni, informația trebuie să apară de aici și trebuie să vadă atitudinea personală a celor vizați. Și o să facem în felul următor. Acolo unde este vizat un coleg de-al nostru, cineva cu care o subdiviziune noastră are contract și din evaluarea pe care o facem noi aici, cu dumneavoastră, la mine în birou, stăm o oră, două, trei, facem noi acolo investigații, ca la poliție, procuratură, CNA. Și personal ajung la concluzia că este vorba despre hărțuire, intimidare, încercare de a discredita și de a-și bate joc de proiecte ale orașului,
Eu personal depun cerere la aceste structuri, procuratură, CNA și care sunt, cer mie să-mi fie transmis direct statutul de învinuit, suspect, inculpat, bănuit, cum doriți. În ordine, bănuit, învinuit, ca să înțeleagă cei care ascultă. Ca să nu îi caute pe unii alții mai mărunței. Și să vedem dacă vor putea aduce probe pentru a demonstra chestiunea asta. Să stăm deasupra capului cu sabia, cu toporul, precum că după un proiect sau altul o să ne fie tăiat capul cu un dosar penal, nu vreau. Ori noi muncim, facem proiecte și ne bucurăm de ceea ce facem, ori dacă e vorba noi să muncim și orice am face să ne fie pus un dosar penal în spate și discreditat și proiectul și omul care l-a făcut, atunci prefer să luăm atitudine și să spunem din capul locului. Dați-ne statut de învinuit, direct nu vă chinuiți cu bănuit, martor, tras de sfori și prezentați-ne probleme, mă duc personal, stau dimineața până seara și noaptea în instanță să văd eu cum o să mă judece. Pe mine și împreună cu acela care e vizat dintre dumneavoastră. Dar cu precizarea că și dumneavoastră sunteți corecți. Unii au furat, de-au stins în Republica Moldova, din n-au bani să dea salarii azi la oameni, noi plătim salarii în locul lor și îi caută pe aici bănuiți și învinuiți pentru lucrări care se fac în oraș. Nimeni nu-i sfânt și sunt pe undeva, probabil, procente care se percep. Să fie demonstrat și lucrul ăsta și cel care face asta, ne despărțim. Dar să fie cu sute dosare, ca în perioada sovietică comunistă sau în perioada lui Voronin, asta este rușinos și josnic pentru aceia care au promis schimbarea în anul 2009. Nu-i problemă, ne-am descurcat cu mai multe, o să ne descurcăm și asta, dar scoateți informația la timp. Nu-i lăsați pe alții să iasă la tribună, să facă din asta populism. Și să arate că ei chipurile curați ca lacrima, iar noi pe aici am murdari ca produsul de la stația de epurare. Că numai așa te poți lupta cu un sistem opac, lipsit de orice regulă și lege de funcționare și care pur și simplu se prevalează, care are dreptul să deschide dosare penale, să-ți dea statut de martor, de bănuit, de învinuit, să-ți asculte telefonul și pe baza a ceea ce ascultă să-ți scoasă dosare. Unii sunt cu musca pe căciulă și încearcă să-i scoată pe alții în față ca să-și acopere propriile hoții. Nu este cazul, eu cred, să cădem într-o asemenea capcană. Dar pentru asta, repet încă o dată, informația trebuie să apară de aici și evaluarea să ne fie corectă. Dacă este abatere, o recunoaștem și spunem, da, am greșit. Pentru asta se merită o pedeapsă disciplinară, administrativă, da, chiar și fie și penală. Dacă nu sunt abateri și se caută nod în papură și sunt mulți antreprenori, furnizori, subdiviziuni de-a noastră, întreprinderi municipale, direcții, ca să-și facă alții business pe seama dosarelor penale, care le deschid și flutură cu ele prin oraș, chipurile discreditând oamenii, asta nu trebuie tolerat. Asta este Republica Bananieră deja, dar nu stat democratic care se pretinde a fi pe cale de integrare europeană. Gândiți-vă și mai bine de aici să apară, începând și cu ședința următoare și celelalte. Municipiul Chișinău în cei 25 de ani n-a avut niciodată o situație financiară echilibrată în care să nu lasă în urma sa găuri negri cum erau la Termocom, la Apă Canal și la alte subdiviziuni care au lăsat în total peste 2 miliarde de lei, cel puțin datorii. Noi din 2007 nu lăsăm niciun leu datorii la nimeni, din potrivă plătim datorii istorice. Pentru cele 2 miliarde de lei care au fost acumulate ca și găuri la buget, n-a plătit nimeni. Nimeni nu este pedepsit. Pentru miliardul de euro furat din bănci, am văzut o singură persoană de la pușcărie, dar acolo sunt zeci și sute, inclusiv deputați și fel de fel de politicieni. Și nu văd niciunul să fie atins mai departe. Și tot așa. Acum, dacă o să caute țapii spășitori la primărie, este bine să le luăm înainte ca să trecem și de cumpăna asta. Până am devenit stat civilizat. Dar aveți tărie de a ieși în față și de a spune lucrurilor pe nume. Pentru că dacă ies ei primii, o să ies că noi ne justificăm. Dacă noi ne justificăm, automat cine se scuză, se acuză. Că așa e percepția.
Lumea consideră că toți fură, de la un cap la altul. Și cu cât mai mult se află în funcție, cu atât mai mult fură. Atunci rezultă că n-are sens să muncești mulți ani într-o funcție. Doar dacă se scoate la suprafață și se merge vorba ce, protiv loma, dva prioma, lom na lom, ili begom, lom na lom. Nu lăsați informația să meargă așa, să stea pe ascuns și pe culoare, să o scoată alții. O să fie mai complicat. Vă spun, merg eu și scriu eu cerere. Luați-mă, arestați, judecați-mă, dați-mi probe. Dar să nu mă considere pe mine în rând, așa cu unii alții care, dracu știe, și s-au ocupat cât au fost în funcție, ca fiind profitor de bugete și respectiv încasator de bani. Asta noi pentru asta sunt eu aici al treilea mandat și cu dumneavoastră împreună. Suntem o echipă, asta este. Unul pentru toți, toți pentru unul. Eu răspund și pentru dumneavoastră, dumneavoastră împreună cu mine răspundeți. Asta am vrut să vă spun așa, ca o chestiune la final de an și într-un context mai special, ținând cont și de ceea ce avem în Consiliu, și de ceea ce avem în Parlament, și ceea ce avem prin piață, și pe la Parlamentul, prin fața Parlamentului și așa mai departe. Unii care ar trebui să stea pe la pușcărie, stau și-și spală imaginea prin proteste. Mare eroi ai neamului. Și dacă noi o să stăm așa să ne fie interferită imaginea 600 dosare, 6.000 de dosare, nu. Dosar cu dosar și proba pe masă. Și atunci vedem care pe care. Cu toate instrumentele lor de represiune și de intimidare. Ale unora sau ale altora.